Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Invitatul meu de astăzi este consilierul județean Mihai Apostolache. Bună ziua, domnule consilier, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Vă spun și eu bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Apostolache, v-am prezentat în calitatea dumneavoastră de consilier județean, dar de fapt nu cu consilierul județean aș vrea eu să discut astăzi. Sau mă rog, subiectele pe care mi-aș dori să le abordăm nu sunt legate de această calitate a dumneavoastră. Aș vrea să discut cu conferențiarul universitar Mihai Apostolache, cel care predă drept administrativ la Universitatea de Petrol Gaze Ploiești, deoarece am văzut că ați participat la o dezbatere legată de codul administrativ și axată, știu eu, pe subiectul autonomiei. Și știți că aici, cel puțin aici în sudul României, dar poate că și undeva mai în est, în estul României, când se vorbește despre autonomie, parcă luăm un pic foc, așa, nu prea ne place subiectul. Și de aceea aș doresc să discut despre autonomie cu un specialist în drept administrativ și să văd dacă temerile sau rezervele sunt justificate sau nu. Ce înseamnă de fapt această autonomie, domnule Apostolache? Bun, într-adevăr am avut recent o dezbatere pe tema autonomiei locale, tocmai pentru a vedea modul în care normele care guvernează această instituție, modul în care aceste norme se aplică în practica administrativă și rezultatele concrete ale aplicării lor în practică și problemele care le întâlnim odată cu încercarea de interpretare și de aplicare efectivă a acestor norme. Sigur, autonomia locală este un principiu recunoscut la nivel constituțional, încă de la adoptarea Constituției din 1991, principiul autonomiei locale este consacrat la nivel constituțional. Inițial îl găseam reglementat în articolul 119. Odată cu revizuirea Constituției, îl găsim în cuprinsul articolului 120, alături de descentralizare și de deconcentrarea serviciilor publice, dar și de dreptul minorităților naționale de a-și folosi limba maternă în relația cu autoritățile locale și cu serviciile deconcentrate. Nu trebuie să ne sperie deloc, autonomia locală este un principiu, este un concept pe care îl găsim reglementat și la nivel european. Noi practic l-am preluat din Carta Europeană a Autonomiei Locale. Acest document internațional a fost adus și în legislația noastră odată cu ratificarea acestui document internațional. România a demonstrat în toți acești 31 de ani că reușește să își adapteze permanent legislația la schimbările din plan european și din plan internațional, la tot ce înseamnă condiționalități și tot ce înseamnă garanții care să dea posibilitatea inclusiv minorităților naționale să și păstreze tradiția, obiceiurile și, mă rog, să aibă posibilitatea să își folosească limba maternă în relația cu administrația publică. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule consilier. Poate că acum spiritele sunt un pic mai inflamate decât de obicei, decât în mod normal. În urma scandalului legat de echipa națională de hockey, care pe urmă a venit domnul ministru Novak și a pus cireașa pe tort, neștiind versurile din prima strofă a imnului național. Și de aici s-au mai inflamat oarecum spiritele și probabil că în această cheie am abordat eu discuția. Recunosc, în urma inflamării spiritelor, în urma celor două scandaluri. Ceea ce spuneți dumneavoastră despre autonomia locală mi se pare foarte corect, ca locuitorii unei localități, a unui oraș, a unui municipiu să decidă singuri în ceea ce îi privește și în ceea ce privește bugetul local. Da, din punct de vedere al sensului autonomiei locale, acesta este consacrat la nivel legal, în sensul că
se vorbește de autonomie financiară și autonomie administrativă. Nu vorbim de autonomie politică sau de autonomie pe criterii etnice. Deci lucrurile sunt clare din această perspectivă. Constituția, la fel, cuprinde norme cât se poate de clare și ori de câte ori s-a încercat, inclusiv la nivel legislativ, să se reglementeze o serie de entități sau zone separate pe teritoriul național, de genul Ținutului Secuiesc, de fiecare dată Curtea Constituțională a declarat neconstituționalitatea unor astfel de inițiative, pentru că ele încalcă textul constituțional. Și slavă Domnului că avem o Curte Constituțională, chiar dacă sunt de multe ori și controverse în jurul aceste instanțe de contencios constituțional, atunci când a fost chemată să se pronunțe cu privire la astfel de acte normative, de fiecare dată a apărat legea fundamentală și a declarat neconstituționalitatea respectivului demers. În privința conceptului în sine, spuneam că există cele două dimensiuni, autonomia administrativă și autonomia financiară. Acest concept, acest principiu dă posibilitatea, așa cum ați amintit, comunităților locale să-și aleagă singure reprezentanții, atât la nivel executiv cât și la nivel deliberativ, să stabilească bugetul propriu, să colecteze taxe și impozite din plan local, bineînțeles respectând reglementările naționale, să își gestioneze activitatea la nivel local, patrimoniul local și așa mai departe. Iată, sunt o serie de consecințe ale recunoașterii acestui principiu la nivel constituțional și la nivel legal, pentru că aminteam de autorități locale, de faptul că cetățenii sunt reprezentați, își desemnează reprezentanții în executiv și deliberativ atunci când sunt alegeri locale. Știm foarte bine, se alege primarul și de asemenea Consiliul Local, iar dacă ne raportăm la județ, președintele Consiliului Județean și Consiliul Județean. În momentul în care am avut această dezbatere, am tratat și problematica autorităților locale și mai exact am abordat subiectul alegerii și eliberării din funcția viceprimarului. În general, oamenii se uită cu foarte mare atenție asupra instituției primarului și a Consiliului Local, trecând uneori cu vederea faptul că tot în administrația locală există și această importantă funcție de viceprimar. Și spun că este importantă pentru că de foarte multe ori viceprimarul îl înlocuiește pe primar. El este, conform legii, înlocuitorul de drept atunci când primarul lipsește sau în alte situații prevăzute de lege. De aceea viceprimar cu atribuții de primar în istoria recentă a Ploieștiului. Da, pentru că a devenit înlocuitorul primarului și trebuia cineva să conducă executivul la acel moment. Și acea persoană a fost viceprimarul. Și mă bucur că discuția a curs în această direcție, deoarece probabil că știți, au apărut tot felul de zvonuri legate de o posibilă schimbare a unuia dintre viceprimarii Ploieștiului. Rămâne de văzut dacă aceste zvonuri sunt reale sau nu, dar e bine să știm în ce condiții și în ce context legal se poate face acest lucru. Da, dacă ne raportăm la dispozițiile codului administrativ, o să vedem că se instituie un tip de regim juridic pentru alegerea viceprimarului și alte condiții mult mai drastice pentru eliberarea din funcția viceprimarului. De altfel, la viceprimar avem două situații. Avem o situație reglementată de articolul 152, alineatul 5 din Constituție, din codul administrativ, care practic acest articol cuprinde norme generale referitoare la eliberarea din funcție. Și de asemenea mai avem articolul 239 din codul administrativ, care stabilește sancțiunile pentru viceprimari. Și cea mai drastică sancțiune este eliberarea din funcție.
Dacă în vechea reglementare găseam noțiuni diferite pentru înlocuirea din funcția viceprimarului, în sensul că în legea 215 se vorbea de schimbarea din funcția viceprimarului și în legea 393 privind statutul aleșilor locali de înlocuirea din funcție ca sancțiune disciplinară aplicată viceprimarului, aici în codul administrativ se folosește o singură noțiune și anume aceea de eliberare din funcție, dar spuneam intervine în situații diferite. Pe de o parte avem situația în care această eliberare se poate face ca un demers politic, dar trebuie totuși să fie justificată această schimbare din funcție și o să vă spun imediat de ce, justificată chiar temeinic. Pe de altă parte avem normele cuprinse în articolul 239 care vorbesc de sancțiunea disciplinară a eliberării din funcție și trebuie îndeplinită condiția existenței unor fapte grave și sau repetate ale ale viceprimarului pentru a putea fi eliberat din funcția respectivă. Sunt nuanțe interesante și de care trebuie să țină seama cei care vor să inițieze un astfel de demers. Inclusiv în situația alegerii viceprimarului față de reglementarea trecută au apărut elemente de noutate. Și aici mă refer la normele aduse de normele cuprinse în ordonanța de urgență a guvernului 190 pe 2020, care stabilesc faptul că alegerea viceprimarului nu se mai poate face decât după ce sunt validate toate mandatele și toți consilierii locali își depun jurământul. Da? Deci doar după acel moment se poate trece la alegerea viceprimarului. În trecut, o astfel de condiție nu era prevăzută în legislație și cei care inițiază un astfel de demers trebuie să aibă în vedere o astfel de condiție. În privința eliberării, lucrurile sunt și mai complicate, pentru că aici legiuitorul spune că propunerea de eliberare din funcția viceprimarului poate să vină din partea primarului sau a unei treimi, a cel puțin unei treimi din consilierii locali. Deci avem două subiecte recunoscute care pot să inițieze demersul de eliberare din funcție. Pe de o parte primarul, pe de altă parte o treime din consilier. Deci nu poate un singur consilier local să inițieze un astfel de demers. Trebuie să se întrunească această condiție minim o treime din consilierii locali care să inițieze demersul. Legiuitorul spune clar că propunerea trebuie să fie temeinic motivată. Prin urmare, nu poți să inițiezi procedura de eliberare din funcție fără să ai la bază o fundamentare serioasă. Și atunci e sigur că cei care inițiază acest demers trebuie să se gândească de mai multe ori înainte de a-l iniția, pentru că există riscul ca situația respectivă să ajungă în contencios și instanța de contencios să anuleze hotărârea de eliberare din funcție. Deci, domnule Apostolache, o secundă, vă rog. De exemplu, dacă facem un scenariu din acest administrativ, o treime, de fapt peste jumătate din consilierii dintr-o anumită localitate consideră că viceprimarul sau unul dintre viceprimari ar trebui schimbat din funcție. Bun, să gândesc ei, domne, cum să facem noi o temeinică justificare. Și dacă ei spun acolo în motivare, spun, domne, nu își exercită atribuțiile la un nivel performant, să spunem. Ar putea fi considerată o astfel de motivare, ar putea fi considerată temeinică? Păi bun, când faci o astfel de afirmație, trebuie să vii și cu dovezi concrete în acest sens. Sunt gropi pe străzi, lucrările de canalizare n-au avansat. Dar trebuie să ne uităm, într-adevăr, viceprimarul a avut ca atribuții în competența sa un astfel de domeniu. Așa putem să iau atribuțiile viceprimarului și invocă tot ce vine din graua moștenire, toate problemele care nu s-au rezolvat în ultimii 30 de ani. Se pot invoca multe
motivarea de eliberare din funcție. Dar încă o dată, trebuie să faci dovada că acele lucruri s-au întâmplat. Plus de asta trebuie să vorbim de o fundamentare și în fapt și în drept. Motivarea temeinică, la asta se referă în opinia mea. Dacă ne uităm un pic la evoluția legislației în această materie, vom constata că legiuitorul a trecut de la condiția motivării, simplu, unei motivări a demersului, la o motivare temeinică a acestui demers. Da? Deci, practic, își dorește ca motivarea să nu mai fie doar un exercițiu pur formal, ci ea trebuie să fie foarte bine realizată, pentru că altfel, spuneam, există riscul ca o astfel de hotărâre, după ce este aprobată de Consiliu, să fie anulată de instanța de contencios administrativ. Și mai este o condiție la fel de importantă, aceea a majorității cerute pentru eliberarea din funcție. Dacă la alegerea viceprimarului avem majoritate absolută, adică jumătate plus unul din cei din consilierii locali din consiliul local respectiv, majoritatea calificată, când vorbim de majoritate calificată, ne raportăm la două treimi din consilierii locali. Da? Aici este o discuție și această temă am discutat-o la întâlnirea noastră, pentru că în practică au apărut interpretări diferite ale noțiunii de majoritate calificată. Într-adevăr, și legiuitorul a încurcat un pic lucrurile, pentru că, pe de o parte, a vrut să lămurească situația, dar mai mult a încurcat-o, în sensul că a definit majoritatea calificată de această dată în codul administrativ. Dar dacă ne uităm la normele care reglementează eliberarea din funcție, vedem că acolo se spune că eliberarea din funcție se face prin majoritatea de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție. În schimb, atunci când se definește noțiunea de majoritate calificată, raportarea se face la numărul total al consilierilor stabilit de lege. Pentru că pot să existe diferențe între cei în funcție și cei în numărul stabilit de lege. Avem, de exemplu, la Ploiești sunt 27 de consilieri stabiliți de lege, dar pot să fie mandat 26 sau 25, pentru că unii dintre ei și-au dat demisia sau nu au fost validați de instanță. Și atunci trebuie să vedem la ce facem raportarea. Ne raportăm la cei în funcție sau ne raportăm la numărul total de consilieri prevăzuți de lege pentru consiliul local respectiv. Eu și la întâlnirea trecută pe care am avut-o, am susținut ideea că întotdeauna când vorbim de majoritate calificată și de două treimi, acest procent trebuie raportat la numărul total de consilieri prevăzut de lege, nu la cei în funcție, pentru că altfel nu și avea rostul definirea de către legiuitor a acestei majorități în cuprinsul codului administrativ. Domnule Apostolache, o întrebare. Un viceprimar este destituit în urma unei motivări mai mult sau mai puțin temeinice. Dumnealui se consideră, sau dumneaei, de la caz la caz, se consideră nedreptățit și atacă în contencios. Între timp este instalat un alt viceprimar care își începe treaba, semnează deja niște acte, își face treaba de viceprimar. În urma contestării în contencios, fostul viceprimar câștigă și trebuie repus în funcție, nu? Așa ar fi normal. Ce se întâmplă cu actele semnate de viceprimarul care a ocupat vremelnic, a ocupat această funcție? Actele acelea sunt valabile în continuare? Le-a semnat un om care în mod normal n-ar fi trebuit să le semneze, pentru că ocupa o poziție din care fusese destituit nejustificat altcineva. Bun, în momentul în care un act administrativ este adoptat, el se bucură de prezumția de legalitate. Prezumția aceasta poate fi răsturnată doar în instanța de contencios administrativ. Până la momentul ăla, actul administrativ este perfect legal. Ar fi de preferat totuși să nu se aleagă un nou viceprimar până când lucrurile nu se clarifică, dar pe de altă parte nici nu poți să rămâi cu funcția neocupată.
pentru că nu este o funcție facultativă. Ea există în temeiul legii, iar ea nu depinde de voința autorității locale, cum întâlnim cazul administratorului public, de autoritatea locală decide dacă înființează acea funcție sau nu. Viceprimarul este o funcție, funcția de viceprimar este recunoscută, adică ea trebuie să existe alături de funcția de primar și atunci trebuie ocupată de o persoană cât mai repede. Acum, sigur, poate exista o astfel de variantă, de aceea insist pe respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege, pentru că am văzut de multe ori că în practică cei care dețin majoritatea consideră că pot să facă orice. Nu mai țin cont de reguli, nu mai țin cont de condițiile legale. Ei apreciază că dacă au majoritatea necesară pentru a adopta un proiect de hotărâre, nu mai au niciun fel de problemă. Dar nu cu atât mai sunt cazuri și cazuri, să spunem. Sunt majorități și majorități. Este adevărat, dar există această tentație. Da. Și este bine că avem posibilitatea să discutăm astăzi, numai pentru a arăta că în privința alegerii și schimbării viceprimarului trebuie respectate totuși anumite condiții, care sunt și condiții de formă, dar sunt și condiții de fond. Practic, trebuie să avem în vedere toate aceste condiții. Sigur, mult mai importante sunt condițiile de fond și am subliniat câteva dintre ele. Nu întâmplător am insistat pe motivare, pentru că mulți tratează cu indiferență această condiție și, de asemenea, această condiție a majorității calificate extrem de importantă și ea în acest demers de eliberare din funcția viceprimarului. Domnule Apostolache, funcția de viceprimar este o funcție politică, nu? Da. Se obține în urma unor negocieri politice. Bun, se obține în urma unor negocieri politice, dar în momentul în care intri în mandatul respectiv de viceprimar, exerci niște atribuții administrative. Și corect, foarte corect, dar se obține în urma unor negocieri politice, alianțe politice, etc. Alianțele politice, vedem foarte clar în România, sunt extrem de fluide. Astăzi sunt aliat cu USR-ul, mâine pot fi aliat cu PSD-ul, mai rămâne AUR-ul, să vedem când mă aliez și cu el. Nu, lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Dacă la începutul mandatului, partidul care deține, are numărul cel mai mare de consilieri, are o alianță politică. Și pe parcursul mandatului se schimbă acea alianță. Și nu trebuie să recunoască, să confirme acea alianță, noua alianță și în cadrul unității administrativ-teritoriale, punând un viceprimar de la partidul cu care tocmai s-a aliat? Bun, acum depinde ce prevăd în protocolul lor de colaborare. Da. Trebuie să fie asta neapărat. Vine partidul nou intrat în alianță și spune: băi, voi v-ați certat cu ăia vechi, cu noi sunteți acum prieteni și cu noi faceți treabă, vrem și noi viceprimar. Dați-l pe la o parte că vreau și eu viceprimar, nu? Și oarecum e justificat din punct de vedere politic. Cum să justifice temeinic partidul care a constituit alianța, cum să justifice temeinic eliberarea din funcție a primului viceprimar, nu poate să justifice decât politic, nu temeinic, ci doar politic. Dom'le, da, facem parte dintr-o altă alianță politică. Vedeți dumneavoastră, tot ce am amintit aici sunt condiții legale peste care nu putem să trecem. Acum, înțeleg și opinia dumneavoastră, dar în același timp... E o simplă întrebare, dacă se poate face așa ceva. Când vorbim de acest demers de eliberare din funcție, v-am spus, trebuie să ținem cont de toate aceste reguli prevăzute de codul administrativ. Ele au fost introduse recent în legislație. De aceea le-am analizat și noi și în continuare insistăm asupra lor, pentru că lucrurile s-au schimbat un pic față de reglementarea anterioară și față de
situația cunoscută de, din, din trecut. Da? Nu trebuie să uităm, să scăpăm din vedere faptul că viceprimarul a devenit demnitar local alături de primar. În vechea reglementare era recunoscut, era introdus în categoria aleșilor locali și acum apare în această categorie, dar el este, statutul său s-a consolidat odată cu recunoașterea și a statutului de demnitar local, care implică existența unor drepturi suplimentare, unor obligații la fel de, de importante. Și bineînțeles, această schimbare de statut a avut efecte și asupra modalității de eliberare din funcția viceprimarului. Pentru că spuneam, această funcție nu este o funcție oarecare. Atât timp cât i-ai stabilit un astfel de statut, este clar că intenționezi să îl menții în funcție o anumită perioadă, da? Și să dai un semnal către cei care încearcă să schimbe persoana respectivă rapid din funcție, că acest lucru nu se poate face peste noapte și nu se poate face în orice condiții. Trebuie să ții cont de toate condițiile legale pentru eliberarea din funcția viceprimarului. Și înțeleg de la dumneavoastră, domnule Apostolache, constituirea unei noi majorități nu reprezintă o justificare temeinică în fața instanței de contencios. Poate fi un argument. Eu nu am spus că, da, că nu reprezintă o justificare temeinică. Sigur, va fi un argument adus în fața instanței de, de contencios. Sunt și eu tare curios să vedem ce opinie va avea instanța, pentru că până acum instanța nu s-a pronunțat pe astfel de norme. S-a pronunțat pe vechea reglementare. Vechea reglementare am înțeles și am văzut concepția instanței de judecată, dar acum vreau să văd și ce spune instanța de judecată cu privire la noua reglementare. Da. O să fie interesant. Nu vorbesc despre Ploiești în cazul de față și nici dumneavoastră n-ați vorbit despre Ploiești. Am vorbit despre cadrul legal în care se pot face anumite lucruri și altele nu se pot face, ca să fie lucrurile foarte, foarte clare, să nu avem discuții. Ne-am lămurit cu autonomia locală, domnule Apostolache, ne-am lămurit și cu aceste noi prevederi legate de eliberarea din funcție a viceprimarilor, care sunt văzuți și sunt socotiți acum ca fiind demnitari locali. A fost o adevărată lecție de drept administrativ. Dacă dumneavoastră considerați că a fost o lecție de drept administrativ și v-a ajutat această lecție, atunci eu sunt foarte mulțumit. Sunt informații pe care le vom reține, pentru că s-ar putea ca în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat să vedem diverse situații în diverse localități din Prahova și e bine să le trecem prin filtru a ceea ce ne-ați spus dumneavoastră. Oricum, despre alegerea și eliberarea din funcția viceprimarului am pregătit și un articol de specialitate. O să-l susțin la o conferință internațională și probabil se va publica într-o revistă de specialitate. Acolo, sigur, am avut posibilitatea să prezint pe larg opinia mea cu privire la această eliberare, la această alegere și, de asemenea, la eliberarea din funcția viceprimarului. Și dacă sunt persoane interesate să înțeleagă problematica aceasta vastă, pot să studieze articolul în momentul în care apare în revista respectivă. Domnule Apostolache, vă mulțumesc pentru toate aceste informații pe care ni le-ați oferit și de care cu siguranță le vom folosi în viitor. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până când ne vom revedea, toate cele bune!